Ce m-a făcut să vin aici? Aici au murit atâți oameni nevinovați. Astăzi este ziua Constituției și am vrut într-un fel să-i omagiem. Este din partea Curții Constituționale, nu este a mea personală. Pentru ca lumea să țină minte, ca să nu se mai repete astfel de fapte. Cum ați văzut dumneavoastră ce s-a întâmplat aici acum o lună? Cum am văzut? Cum ați văzut și voi, cu adâncă mâhnire și tristețe. Cum e posibil să se întâmple așa ceva? Nu știu cum e posibil să se întâmple așa ceva. Este neglijență, este... Nu știu ce să zic. Nu vreau să zic, că pe urmă se spune că m-am pronunțat. Da, este urât. Este un lucru îngrozitor care s-a putut întâmpla. Este o dramă. Este o mare dramă pentru toată țara asta, pentru tot neamul nostru. Pentru părinților. Oameni tineri. Putea să fie și băiatul meu aici, are 24 de ani și merge prin cluburi. Puteam să fiu și eu. Și eu mă duc la rock. Îmi place rock-ul. Și mă duc în club. Nu vă spun în care. Dar... București aici? Da. Da. Ați auzit de formația aceasta? Da, sigur că am auzit. Sigur că am auzit și știu că lumea merge să vadă rock și le place muzica și... Cum adică să te duci la spectacol, să te duci să te relaxezi, să te distrezi și tu să mori acolo? Este infernal. Trebuie să ținem minte asta.